Cunoști, recunoști, crezi în ceea ce spun eu, e treaba ta. Dar îți propun să asculți și să te gândești o clipă. Eu am început să fac niște notițe. Fiecare om ce probleme are în viața asta. Și ceea ce am să-ți povestesc acum, nu știu dacă îți va povesti cineva. De o pildă, dumneata ești născut, ești copilul născut în luna aprilie. Și tu vei avea de trăit pe pământul ăsta greșeala de karmă a tatălui. Într-adevăr, copiii născuți în luna aprilie sunt niște copii care se răzbune, buntarii, se spune pe rusește. Și la ei în viață foarte des nu se aranjează relațiile cu tata. Dar aici este o chestie foarte încurcată, deoarece trebuie să-i ajuți tatălui tău să-și rezolve problema care vine din neam, a rodului, adică a neamului lui. Până într-atâta să ajunge în domeniul ăsta, că răspunderea care trebuie să o poarte tata se pune pe umerii copilului lui. De o pildă, când tata îi vine în gând câteodată la un pahar de cinste să-și pună capăt zilelor, copilul lui, în viață matură, va avea și o boală strașnică ca hepatit C. Trebuie înțeles, undeva pe tata și de făcut un dialog cu el, într-o stare foarte complicată, de urmărit în viața ta de om matur, când tu înșechi să repeți greșalele care le făcea în viața lui tata tău. Greșalele de neam, de karmă. Și dacă tu nu îl ajuți pe tata să-și rezolve problema lui, măcar că el nu este în viață, dar într-o viață trecută, atunci tu îți asumi toate problemele lui tata, care nu le-a rezolvat pe umerii tăi. Foarte des, când duc omul în viețile trecute, la copiii născuți în luna mai, problema tatălui este reînturnată. Adică, în viețile trecute, tatăl tău era copilul tău. Și cum te-ai comportat, cum se comporta tata cu tine acum, așa te-ai comportat tu cu el într-o viață trecută. Și în 90% asta este anume așa. Și când sufletul cuiva începe să vadă, itma rămân tablou. Cum? Eu așa m-am comportat în viața trecută față de tata, că el era copilul meu. Acolo a dus și până la aceea să ajunge că nu-și văd în ochi pe tata, au dorința să-l ucide, să se atcajească de tata și când începe a trăi sentimentul ăsta, practica asta, când sufletul începe să vadă, deși în reîncarnarea asta, el pur și simplu prelucrează prin tata tot comportamentul negativ, acele calități care nu le-a trăit atunci. Și dacă le poți înțelege, se poate schimba foarte rapid atât soarta tatălui, cât, dacă el este viu, cât și a copilului sau a fiicei, a fiiciorului sau a fiicei. Și între dânsi se aranjează niște relații foarte bune. Și asta se întâmplă atunci când omul se naște. Așa descrieri voi face despre fiecare lună, despre cei oameni care sunt născuți în diferite luni. Să vedeți și temă foarte interesantă. Pune un clas și abonează-te la canalul meu. Mulțumesc!